ziua doamnelor și domnilor, postul Alexandra Vasile, un incendiu. A lăsat pe drumul 10 de familii. Nu știm la acest moment cu exactitate cauza care a dus la producerea incendiului. Locatarii spun că ar fi de vină un aravaz mitat aprins sau o lunare mitat aprinsă sau cel mai probabil un scurt circuit electric. Însă vrem să știm cum pot fi despăgubite acele persoane, pentru că o suprafață destul de mare a fost incendiată și, așa cum spuneam, foarte multe locuințe au fost afectate. Unele dintre ei au fost inundate din cauza apei cu care s-a intervenit pentru lichidarea incendiului, iar alte apartamente aflate la mansarda blocului au fost aproape în totalitate distruse. Alături de noi se află avocatul Alexandru Traian Bundă din cadrul Baroului Constanța, de la care vom afla toate aceste aspecte de interes pentru mulți constanțeni, ținând cont că au mai existat incendii în Constanța, amintind de incendiul din kilometrul 45, unde și acolo a avut loc o tragedie. Bine ați revenit la Focus Press! Mulțumesc, mă bucur să fiu aici! Așadar, cum se procedează în cazul în care mai multe familii rămân pe drumuri, toată munca într-o clipă este distrusă? Ce se întâmplă din punct de vedere legal? Ce ar trebui să facă oamenii? Cum ar putea fi despăgubiți? Este evident că trebuie să diferențiem situațiile, în sensul în care, primul rând, trebuie să stabilim cauza. În măsura în care există o cauză de hazard sau de întâmplare, evident, depinde și asta de unde provine. Dacă, într-adevăr, este vorba, în cazul ăsta de la Novodari, de un aragaz lăsat deschis sau o lumânare, evident că nu putem spune despre o intenție în acest sens. Este clar o culpă, o vină a persoanei respective. În măsura în care a pornit de la o astfel de situație, persoana responsabilă va trebui să suporte toate consecințele. Însă, în măsura în care discutăm despre un scurt circuit sau o defecțiune care nu a fost și nu putea să fie prevăzută în vreun fel sau evitată, atunci, cu siguranță că persoanele care au fost afectate vor fi despăgubite de către proprietarul apartamentului de la care a pornit sau de către firma de asigurări care asigura acel apartament. Trebuie să ținem cont, să nu uităm că, în mod normal, fiecare dintre noi ar trebui să avem o poliță de asigurare pentru imobil, pentru casă sau pentru apartament, existând acea poliță obligatorie pe care trebuie să o avem cu toți. Unele persoane au inclusiv o poliță facultativă, un plus față de cea obligatorie, dar în măsura în care avem o poliță de asigurare valabilă, încheiată, evident că acoperă aceste chestiuni. Persoanele, familiile care au fost afectate de această tragedie va trebui să obțină niște documente de la poliție sau de la ISU sau de la pompieri, mă rog, cine a intervenit. Și va trebui să facă o cerere de despăgubire la firma de asigurări unde există polița încheiată. Din nou, de ce trebuie să facem rost de aceste documente? Pentru că trebuie să stabilească și a cui este vina sau care este cauza. Și în cazul în care proprietarul de la care a pornit incendiul nu deține astfel de poliță, cum se va proceda? Din păcate, dacă dumnealui nu are o poliță, va trebui să răspundă personal cu bunurile sale pentru chestiunea asta. Adică, evident, este neplăcut, este o tragedie ce s-a întâmplat, însă victimele nu au absolut nicio vină și atunci va trebui să fie despăgubite. Și dacă am obligația de a încheia o poliță și n-am făcut-o, e cu atât mai rău pentru persoana respectivă. Proprietarul apartamentului de la care a pornit totul, cu siguranță că va fi trasă răspundere civilă în acest sens. Nu vorbim despre o răspundere penală, pentru că, evident, nu vorbim despre o intenție. Dacă există intenție în acest sens, așa cum a fost în cazul incendiului din Constanța, din kilometrul 45, atunci
evident că persoana respectivă va fi cercetată, va fi trasă la răspundere, așa cum a pățit și minorul de care vorbeam mai devreme, care a fost trimis în judecată și s-a dispus o soluție împotriva sa acum câteva zile. Deci, dacă vorbim despre o faptă penală, cu siguranță va exista un dosar penal, va fi trimisă persoana respectivă în judecată și persoanele îndreptățite, victimele, vor putea să se constituie parte civilă în dosarul penal. Însă, din ce am înțeles, din ce speculează presa, la acest moment, nu cred că se pune problema de un incendiu intenționat. Cel mai probabil că este o culpă, în sensul civil, și în măsura în care persoana respectivă are asigurare, firma de asigurare o să despăgubească toate familiile. Iar dacă nu există acea asigurare, practic proprietarul de la care a pornit incendiul ar trebui să despăgubească toți ceilalți proprietari care au fost afectați de incendiul respectiv. Exact. Și în cazul în care nu deține fondurile necesare, cum se va proceda? Cu siguranță că familiile afectate o să dea în judecată, o să intenteze procese împotriva dumnealui. Și judecătorul va fi obligat să dea o soluție în favoarea acestora. Mai departe, dumnealui o să fie, sau mă rog, proprietarul sau proprietara, sau cine este familia respectivă, o să fie obligată prin lege să achite. Dacă nu, se poate ajunge și la executarea silită a acestora. Este o situație neplăcută, dar trebuie să existe totuși un echilibru între prejudiciul pe care au suferit familiile afectate și prejudiciul pe care o sufere proprietarul apartamentului. Totuși, bunurile de acolo ars, apartamentele sunt distruse, deci, practic, executare silită, nu știu pe ce s-ar putea institui. Pot executa silit și alte bunuri și alte imobile sau veniturile. Vorbim despre un salariu, despre o pensie, Sper să nu se ajungă acolo și îmi doresc din tot sufletul să existe o poliță de asigurare care să acopere toate aceste datorii. De asemenea, în anumite situații, trebuie să menționăm faptul că unele polițe de asigurare acoperă inclusiv daune pentru apartamentul propriu. În sensul în care e posibil, în funcție de polița de asigurare pe care a optat-o fiecare, sau la care a optat fiecare, să poată să se despăgubească singuri proprietarii. Adică, fiecare proprietar ar trebui să se uite în polița pe care o are. Și e posibil să poată să-și acopere prejudiciul cu propria lui poliță. În măsura în care nu are poliță proprietarul apartamentului de la care a pornit totul, atunci există șansa ca fiecare să se îndestuleze din propria poliță, urmând ca firma de asigurare mai departe să se descurce cu recuperarea prejudiciului. Deci, cu alte cuvinte, dacă ceilalți proprietari dețin aceste asigurări asupra imobililor, își pot recupera o parte, nu? Da. Pentru renovări, pentru... Depinde foarte mult și de poliția pe care o au. Imaginați-vă că este... Putem compara, ușor de comparat, cu poliția RCA și poliția casco. Pentru că dacă nu... Eu la mașină am o poliță casco. Cineva mă lovește într-un accident rutier, eu pot să-mi repar pe polița RCA a celuilalt șofer sau pe polița mea casco. Și urmând ca firma unde am eu casco să se ocupe să recupereze prejudiciul după aia de la RCA-ul celălalt. Exact așa se poate întâmpla și cu apartamentele. Adică în funcție de polița pe care a optat-o, pe care a ales-o fiecare, adică cea obligatorie sau poate cea facultativă, s-ar putea să aibă un casco, cu ghilimele de rigoare, pentru casă. Și să poată să își repare sau să își recupereze prejudiciul, că puțin probabil să mai repare ceva la ce dezastru a fost acolo, să recupereze sume de bani
pentru a-și achiziționa un alt apartament de la firma lor de asigurare, nu de la firma proprietarului apartamentului în care a dus la chestia asta. E încă departe această chestiune, acest moment. Va trebui mai întâi să se stabilească real cauza și vinovatul și după aia să vedem ce se poate întâmpla. Dar, din păcate, e o tragedie care cu greu să se remedieze. Ce internați pe cei care nu primesc acum și care trec printr-un eveniment nedorit și care m-a lăsat pe drumul de familie? În primul rând, să nu plece la drum cu ideea că celălalt este vinovat. Să nu-l acuze, pentru că, mai mult ca sigur, a fost o greșeală sau o întâmplare nefericită. Se putea întâmpla oricui, în orice moment. Să înțeleagă că sunt toți în aceeași situație, că toți în parte au pierdut o casă, locuința lor, și să aibă un pic de răbdare și de înțelegere și pentru proprietarul apartamentului de la care a plecat totul, pentru că sunt convins că el nu a vrut să se întâmple chestia asta. Să aibă răbdare, să aștepte, lucrurile se vor așeza încetul cu încetul și eu cred că o să își obțină și despăgubiri, dar în momentul ăsta se concentreze pe ceea ce e mai important, faptul că sunt în viață, că nu au existat victime, că toată lumea este sănătoasă și după aceea o să le rezolve și pe celelalte pe rând. Mulțumesc. Mulțumesc.